Dar nu bă, șacalilor. A, după foarte mult timp, ăștia mai vechi știți că eu făceam sketch-uri, bine, am revenit cu unul de data asta. Obișnuiam să fac asta în trecut, dar m-am lăsat imaginația și iată-ne aici. Inițial v-am să fac treaba asta la 100.000 de abonați, dar am zis... Lasă așa. Dar nu uitați să-i dați un like, să facem foarte, foarte multe like-uri cum facem noi de obicei. Nu vă mai țin, vă las cu episodul ăsta, mă rog, cum o fi și ne vedem. Vizionare plăcută! Cum e atunci când faci 100.000 de abonați? Când te sponsorizează o companie, practic îmi primești bani sau chestii pe moca. Asta e practic, asta e. Așteptări. Salutare tuturor și am făcut acest videoclip ca să vă arăt cu ce am fost sponsorizat. Realitate. Doamne, sunt foarte fericit astăzi, fac acest videoclip ca să vă arăt cu ce am fost sponsorizat. O firmă foarte drăguță mi-a trimis ceva, uitați aici cu coletul și vreau să-l deschidem împreună. Cum putem vedea, au și măsuri de siguranță, wow, ca să e moale, știi, ca să e siguranță. Și nu vine să cred, v-ați dat timp să sponsorizați și... Wow! E o hârtie igienică! Un pic ruptă de la curier, că ăștia n-au niciodată grijă, dar e o hârtie cu 8 straturi, e o hârtie cu 8 straturi. Nu-mi vine să cred, vă mulțumesc, nu mai am cuvinte. Banii din YouTube, banii, viața sau mustață, știi cum e, nu? Așteptări! Și realitate, da. Realitate. Lucian? Da? Ai luat cumva 80 de lei de pe masa din sufragerie? Da? Sunt banii de alocație, prostule! Când apar fițele astea, mai așa, mai de piții, pancă, mai am vină, mă, așteptării! Bă, salut! Da, deja v-am spus prea multe, ce să vă mai zic, mă, ce? A, da, că n-am avut timp să vă răspund la comentarii, oricum sunt multe și idiote, dar ia să vă arăt de ce. Ia ziceți-mă, verilor, mă, unde ați văzut de-astea, mă? Pe net le-ați văzut, bă, că în realitate nu ne-ați văzut. Mi-am luat și eu niște haine scumpe, așa 800 de euro, n-am apucat să vă răspund, vă. A, ce să fac și eu cu Dolce Cabana, cu Armani, na, ce să fac? Realitate! Da, salut. Da, păi mi-a zis că ați văzut tricoul ăsta de mai multe ori, dar îl port că-mi place mie, nici de cum că aș avea doar unul. Da, și am încercat să vă răspund la comentarii, nu am avut timp, sunt foarte multe, știți cum e, ce să fac. Conversațiile cu prieteni despre YouTube, da. Nu faceți asta, nu faceți asta. Astea or fi așteptări! Alo, frate Aghici, am făcut 100.000 de subscriberi. Cum ți se pare asta? 100.000 de abonați, frate, nu vine să cred că ești cel mai bun prieten al meu care are 100.000 de abonați, deci te respect și te apreciez la maxim. Mersi. Sunt așa de bucuros pentru tine, bravo, frate, te susțin din toată inima mea, ești cel mai bun, frate, te susțin. Frate, mersi mult, mersi, chiar nu știu cum să reacționez, ești super tare, mersi pentru toate cuvintele astea frumoase, chiar, nu știu, chiar ești super fain, frate, mersi mult. Asta e realitate. Nu, e realitate, nu mai țin. Nu, chiar nu mai țin. Alo, frate Aghici, am făcut 100.000 de subscriberi. Cum ți se pare asta? Da, ce... 100.000 de abonați, mai, rege printre copii. Bravo, Cioacă, ești tare, da, rup, frate, da. Cu un subscriber, cu reacțiile alea de alea. Băi, ești un trăbam, băi, te bai de râd, băi, te caută copii. Handicapatule. Când devii faimos. Oi, doamne, e ultima așteptări. Așteptări, te rog. Salut, bă, jacalilor. Am rămas foarte surprins. Sunteți foarte mulți, foarte, foarte mulți. Nu mă așteptam atâta lume să mă aprecieze și să mă susțină și să fie așa cu mine și să fie pentru mine. Foarte tare, chiar ați fost o grămadă. Ia priviți aici. Când te gândești că toată lumea era acolo pentru mine, sunteți foarte tare. Realitate.
Salut bășacalilor, nu mă așteptam să fiu așa faimos. Atâta lume pentru mine care mă susține, e ceva complet wow, e foarte multă lume. Da, frate, chiar așa, bravo. Chiar ești tare. Chiar Nic, așa, Nic, te susține. Nic, bravo, Nic, bravo, Nic, continuă cu video. Bravo, frate, nu? Chiar ești super tare, te susține, aplauze da, de mine. Bravo, ești cel mai tare, frate, Nic, bravo. Nic, îmi dă un autograf. Mersi, mă, băieți, chiar mă susțineți mult, mersi mult. Gata, e sfârșit, e stop, e bun, gata, hai. Da, cam ăsta au fost, sper că v-a plăcut. Știți că nu e ceva la nivel profesional, e ceva așa mediocru, dar ne descurcăm cu ce avem, nu? Dar nu uitați să lăsați un follow pe Instagram, un comentariu, cum a fost, o treabă, un like, na, nu știu ce-ți mai zic. Bineînțeles să vă abonați ca să facem 100.000 de abonați, ca să nu pun chestia asta degeaba. Da, ne vedem data viitoare, aveți grijă, vă. Pa, bă! Stai în față la banc post, vorbești de bani, ce banc prost. Doar pește ce banc prost, mă te-ai pestit la banc prost. Din familia bandit, doar că mă cheamă Ted. Din familia Flintstone, cu Barney și cu Bam Bam. Din familia Adams ca Brian. Știu secretul gustului ca Maggie, delicat și super science. Grupa ta se cheamă Mutant Grand. Aștept timpul.